Poveste cu supermodele A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti, o vreme în care coperțile tuturor reviselor de modă, mari și mici deopotrivă, expuneau doar câteva chipuri și tot pe ele le vedeai pretutindeni și la știri și în ziare la rubrica mondenă și la televizor în cele mai cool videoclipuri muzicale oriunde te-ai fi aflat în lume, era clar cine sunt superstarurile momentului și cine dă tonul în modă. Naomi, Claudia, Linda, Cindy, Kirsty și, ceva mai târziu, Kate. Nici nu mai e nevoie de numele de familie, căci știm și astăzi, trei decenii mai târziu, cine erau marile vedete ale începutului anilor 90, super modelele. Mai precis, vorbim de a doua jumătate a anilor 80, și de prima jumătate a anilor 90, un deceniu rămas în istoria modei, drept epoca supermodelelor, când o mână de femei dictau tot în domeniu. Niciun designer nu putea lansa vreo colecție fără să le aibă pe podium. Niciun mare brand de parfumuri sau de cosmetice nu putea avea o campanie publicitară fără ele. Nici o revistă de modă nu putea spera la vânzări bune fără o copertă cu ele. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Kirsty Tarlington și Kate Moss. Cele șase zeițe cu nume și prenume, care au scris istorie la sfârșitul secolului XX, arătând că moda o fac nu doar designerii, ci și cele care le poartă creațiile. Cum îi stă bine oricărei povești, și pentru a înțelege cu adevărat amploarea fenomenului reprezentat de cele șase, ar fi utilă o scurtă introducere în istoria modelelor. Ne întoarcem în timp, cu mai bine de un secol, la jumătatea anilor 1850, când o tânără din Paris, pe numele ei Marie Vernet, se mărita cu vânzătorul Charles Worth, cel cunoscut astăzi drept primul creator de haute couture. Când acesta a început să facă primii pași în modă, Marie își petrecea timpul în atelierul lui și îi proba creațiile pentru ochii clientelor. Căci femeile puteau admira mai bine frumusețea șalurilor și a rochilor atunci când erau purtate, nu doar expuse pe un manechin inert. Worth a început așadar să folosească modele, dând tonul unui nou trend în capitala modei, exportat apoi peste tot în lume. Prima agenție de modeling s-a născut, în schimb, la New York, idee a lui John Robert Powers care a gândit o afacere profitabilă din a fi un intermediar între reviste și comercianți care aveau nevoie de reclame și tinere frumoase în căutare de slujbe ușoare. Pe atunci și mulți ani apoi, modelele nu trebuiau să fie mai mult decât personaje secundare în reclame. Subiectul principal era produsul, nu fața frumoasă din spatele lui. Cu toate acestea, tot mai multe fete se orientau către această carieră. Au apărut primele școli de specializare, iar agențiile de modeling s-au înmulțit. Abia după al doilea război mondial, odată cu răspândirea pe scară tot mai largă a presei de modă și a reclamelor, a început să se contureze o industrie a manechinelor. Iar fetele să devină și ele cunoscute, cel puțin în orașe precum Paris sau New York. Americanca Dorian Lay. A fost foarte faimoasă în primii ani postbelici, apărând pe coperțile tuturor marilor reviste: Vogue, Harper's Bazaar, Parimatch, Life și Elle. Ea și britanica Barbara Gollen au fost preferatele lui Christian Dior și ale lui Cristobal Balenciaga, cele care au promovat cel mai bine revoluționarul stil al faimoșilor creatori francezi. Au venit apoi, în deceniile următoare, Twiggy și Verushka, Margot Hemingway. Nepoata scriitorului și altele, figuri tot mai renumite pe măsură ce canalele de comunicare în modă și publicitate se înmulțeau. Dacă la începutul industriei un model câștiga doar câțiva dolari pe oră, în anii 70, cele mai cunoscute fete puteau lua mai mult de 1000 de dolari pentru o zi în fața camerei. Din ce în ce mai mult, ele nu mai erau doar un numeraș de haine sau doar o pânză frumoasă pentru cosmetice, ci contribuiau în mare măsură la popularitatea unui designer sau a unor produse. Iar supermodelele au apărut în clipa în care, în industria modei, chiar ele au devenit produsul. Toate celelalte, începând cu hainele, s-au transformat în personaje secundare. În 1980, tânăra Brooke Shields, la nici 15 ani împliniți, Deja cunoscută pentru câteva filme, de exemplu Laguna Albastră, a fost cel mai tânăr model care a apărut pe coperta revistei Vogue. În același an, a apărut într-o controversată reclamă pentru Kelvin Klein, care a transformat-o peste noapte în vedetă. Niciun an mai târziu, publicația Time raporta că Shields câștigă 10.000 de dolari pe zi din modeling. În aceiași ani, tot mai multe case de modă și creatori de parfumuri și de cosmetice au început să încheie contracte de publicitate cu manechine. În 1983, Ines de la Fresange a fost prima care a obținut un contract exclusiv cu o casă de modă și nu una oarecare, ci chiar Maison Chanel. Tatiana Patiț a apărut începând cu 1983 pe toate copertele importante din domeniu, iar în 1988 un articol din Vogue o numea Frumusețea de un milion de dolari. Terenul era deja pregătit pentru nivelul următor. Tinerele care aveau să capete pentru prima oară statutul de supermodel au intrat în lumina reflectoarelor în aceeași perioadă, adică a doua jumătate a anilor 80. În 1986, Naomi Campbell, în vârstă de 16 ani, apare pe coperta ediției britanice a revistei Elle. Kirsty Tarlington, deja cunoscută ca model, apare într-un videoclip al trupei Duran Duran, în 1986, la 17 ani. Linda Evangelista, activă în modeling încă din 1984 și muza lui Karl Lagerfeld, devine un star internațional după ce, la sugestia fotografului Peter Lindbergh, se tunde scurt și patentează practic un nou look, The Linda. Cindy Crawford era în liceu când a făcut primii pași în modă și s-a bucurat rapid de succes. Dar a preferat să-și termine studiile, a fost șefă de promoție, și să se înscrie la facultate înainte de a face pasul către moda de la cel mai înalt nivel, adică să se mute la New York în 1986. Un an mai târziu în 1987, șeful unei mari agenții de modeling o vedea într-un club din Düsseldorf pe tânăra Claudia Schiffer, care avea 17 ani. Iar în 1988, o puștoaică de numai 14 ani, Kate Moss, este remarcată de un agent în aeroport. Toate s-au bucurat foarte repede de succes. Copertele marilor reviste au venit una după cealaltă, unele chiar cu premiere în istoria modei. Naomi a fost primul fotomodel de culoare pe coperta reviselor Time și Vogue din Marea Britanie în 1988, apoi Vogue din Franța, ca urmare a unei intervenții a creatorului Yves Saint Laurent. Tot ea a fost și prima femeie de culoare pe coperta ediției de septembrie a revistei Vogue din Statele Unite ale Americii, considerată cea mai importantă din an. Separat, ele au devenit staruri internaționale însă statutul de supermodel a fost câștigat ca urmare a unei fotografii de grup apărută în 1990 pe coperta ediției britanice a revistei Vogue, o copertă care a scris istorie. Iată și povestea coperții care a scris istorie. Se întâmpla la începutul anului 1990, când Vogue, Marea Britanie, a vrut pe copertă o fotografie cu cele mai cunoscute modele ale momentului și l-a ales pe Peter Lindberg, probabil cel mai căutat fotograf din Breazlă, pe atunci, să realizeze imaginea. Semnătura distinctivă a lui Lindberg era portretul în alb-negru, pe care el îl consideră drept o contribuție enormă la apariția cultului supermodelelor. Folosirea fotografiei alb-negru a fost foarte importantă în crearea supermodelului. De fiecare dată când încercam să le fotografiez color, pentru că frumusețea lor era atât de aproape de perfecțiune, rezultatul ajungea să arate ca o reclamă proastă la cosmetice. În alb-negru puteai să vezi exact cine sunt ele. Într-o perioadă a maniei retușurilor, imaginile alb-negru ale lui Lindbergh, inspirate din fotografia documentară, aduceau o notă de realism care a putut să scoată în evidență frumusețea naturală a fetelor. Coperta cu Linda Evangelista. Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kirsty Tarlington și Tatiana Patitz, detronată apoi în această chintă de Claudia Schiffer, a dat startul, neîntâmplător, chiar în ianuarie 1990, erei supermodelelor. Deceniul care începea avea să le aparțină. O altă fotografie alb-negru, faimoasă, cu supermodelele, a fost făcută de Herb Ritz în 1989, dar abia apoi a căpătat, precum cea a lui Lindbergh, statut de fotografie cult. Tatiana Patiți, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Kirsty Tarlington și Stephanie Seymour au pozat nud pentru Rolling Stone. Termenul de supermodel a devenit ceva obișnuit în presa vremii și le desemna doar pe ele. Chipurile lor erau peste tot, în reviste și în ziare, erau invitate la emisiuni, și la radio, li se luau mereu interviuri, apăreau în filme și în videoclipuri, paparații le urmăreau peste tot, până și covorul roșu de la Hollywood era tot al lor, iar brandurile se înghesuiau să le ofere contracte. Faptul că erau atât de căutate le-a permis să-și cimenteze cariera și, având un as în mânecă prin însăși faima lor, negociau sume mai mari și contracte mai bune. Au rămas celebre vorbele spuse de Linda Evangelista nu mă dau jos din pat pentru mai puțin de 10.000 de dolari pe zi. Legendara Anna Winter, editor șef al revistei Vogue din Statele Unite, avea să spună mai târziu despre acea perioadă. Fetele erau atât de fabuloase pentru industria modei și reflectau perfect acele vremuri. Erau ca vedetele de cinema. Niciuna dintre modelele anilor precedenți nu a atins faima și renumele mondial pe care le-au avut Linda, Kirsty, Cindy, Naomi, Tatiana, Stephanie, la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Ele transcend paginile revistelor. Faima, la un nivel atât de ridicat, nemai întâlnit până atunci nici pentru marile vedete de cinema, s-a întors însă împotriva lor. După cei câțiva ani de glorie, aceeași cultură care le îmbrățișase atât de strâns, a ajuns să fie supra de tot ce însemna perfecțiunea supermodelelor. Curentul heroin chic din modă, inspirat chiar de Kate Moss, cu figuri tot mai palide, mai slabe, mai șterse, a fost prima reacție. Apoi, designerii însăși au ajuns să nu le mai caute la fel de mult, căci le puneau operele în umbră. În concluzie, au decis să apeleze mai mult la fotomodele quasi anonime, care să permită hainelor să iasă în evidență. La un moment dat, și editorii revistelor de modă au căutat fețe noi publicul se plictisise. Aflase și citise tot despre supermodele și își dorea ceva nou, proaspăt, mai aproape de realitatea imperfectă. În plus, unele zvonuri din epocă susțineau că atât editorii cât și designerii se săturaseră de atitudinea de divă a supermodelelor. Cuvintele Lindei, nu mă dau jos din pat pentru mai puțin de 10.000 de dolari pe zi, au fost un soi de chilmange de la brioche pentru industria modei. Deși atribuită pe nedrept reginei Maria Antoaneta a Franței expresia dacă n-au pâine, să mănânce cozonac, este apreciată drept o sfidare, de aici și comparația cu declarația Lindei Evangelista. Realitatea a fost, declara Charles Gandhi, editor adjunct la Vogue SUA, că salariile foarte mari pe care le cereau și atitudinea care lăsa tot mai mult de dorit au condus la declinul supermodelelor. Pe cât de fulminantă le fusese înălțarea, pe atât de evidentă a fost dispariția lor. În noiembrie 1998, un articol din Time anunța finalul unei epoci. Supermodelul a murit. Aproape dispăruseră din reviste, înlocuite de staruri de cinema, din reclame, unde brandurile alegeau fețe anonime, de pe podiumuri, unde creatorii de modă alegeau tot mai mult adolescente șterse. Moda părea că vrea să-și recâștige prin forțe proprii factorul glam. Adevărul este însă altul, și reiese vădit din foarte variata istorie a modei. În această lume, aproape totul este efemer. Totuși, supermodelele au lăsat urme de neșters. Una dintre acestea fiind și videoclipul unei piese celebre, semnată de George Michael, Freedom, în care își fac apariția Naomi Campbell. Linda Evangelista, Tatiana Patiț, Kirsty Tarlington și Cindy Crawford. Era tot prin 1990, anul în care a apăruse celebra copertă Vogue, când George Michael a spus că și le-ar dori, în videoclip, pe celebrele manechine. Filmările au început în septembrie 1990 și au durat cam o lună. La finele lui octombrie, unul dintre cele mai sexy videoclipuri din istorie iese pe piață. Pe lângă cele cinci supermodele, mai apar și cei cinci modele masculine, la fel de faimoase în epocă, dar despre care azi, sincer, nu vorbește nimeni. Piesa a rămas în topul Billboard 12 săptămâni. Vă propun să mai adăugăm poveștii de azi un capitol. Și sigur veți înțelege de ce. Înainte de epoca supermodelelor, René Perl, o româncă cu origini evreiești, a devenit primul fotomodel profesionist din istorie în anii 30 ai secolului trecut la Paris. Numele real al primului fotomodel din lume a fost, de fapt, Renadi Pârlea, figura româncei născute la Iași, considerată primul fotomodel din istoria omenirii, a inspirat zeci de fotografi și de designeri de renume de-a lungul timpului. Născută la Iași, într-o familie cu origini evreiești, românca a ajuns la începutul anilor 30 la Paris. Frumusețea tinerei a propulsat-o în lumea modei. A ajuns model pentru celebrul creator Georges Deuillet. Drumul spre celebritate i s-a deschis în urma unei întâlniri cu celebrul fotograf Jacques-Henri Lartigu. Se spune că acesta ar fi zărit-o pe stradă și s-ar fi îndrăgostit fulgerător de ea. Bruneta înaltă, elegantă, care se ascundea sub o pălărie de soare, i-a atras atenția artistului pe loc și acesta a ales o drept muză pentru fotografii. Cei doi au avut o relație care a durat doi ani și pe care Jacques-Henri Lartigu a amintit-o în memoriile sale drept o vacanță eternă. Și-au petrecut aproape doi ani în sudul Franței, unde iubitul fotograf și-a imortalizat partenera muză în 341 de fotografii care aveau să facă istorie în modă. Fotograful nota despre model în jurnal în perioada relației lor. Răne este tandră, pasională și devotată. Peste toate acestea, Răne înseamnă dragoste. Face mereu scene. Este gelozie sau este nebunie? Poate simte nevoia să ne certăm de dragul împăcării. Sunt prea cu picioarele pe pământ, prea spectator și prea prost actor pentru acest tip de joc pe care Răne vrea să-l jucăm. Relația celor doi s-a încheiat în 1932, și de atunci despre René nu s-a mai știut nimic. Am lucrat cu multe femei superbe. Pe lângă ea, toate celelalte păreau țărănci, avea să spună fotograful peste ani despre René. Chiar dacă românca nu a făcut ceea ce numim o carieră în modă, cele 341 de fotografii realizate de Lartigu au făcut istorie cadrele realizate de fotograf cu René Perl au ajuns celebre și s-au vândut la marile case de licitații la prețuri piperate. În 6 mai 1999, René Perl în haină albă se vindea la o celebră casă de licitații cu prețul de 4.375 de dolari. Figura și fotografiile lui René au inspirat de-a lungul vremii creatori renumiți. John Galliano spunea despre primul fotomodel din lume. Această pariziană jucăușă a fost o avangardistă perfectă. Purta fie pantaloni scurți, fie evazați încă din 1930, iar mâinile îi erau pline de brățări.